Bine ați revenit pe canalul nostru Roxana Stoleru. Astăzi vă prezentăm o rețetă de burger. Este specialitatea lui Seba și îi place să o facă pe barbecue. Poți să ne spui un pic câte ceva despre rețeta? Da. Păi, în primul rând este cu carne de vită tocată, care am adăugat jumate de ceapă roșie. La 1 kg de carne, nu? Cam da, așa. Da, cam atâta. Și 4 capete de usturoi. Și am mai pus paprika ca să acopere toată carnea. Și un pic de cayenne. Sare și piper, nu? Da, și sare și piper. Și cu... mai pus altfel de ardei care le-a tocat așa un pic picant. Am înțeles. Și am amestecat toată carnea, am lăsat-o la frigider de ieri. Am zis. Și este o rețetă care tu ai găsit-o pe YouTube? Da, am găsit-o pe YouTube de la Guga, așa se cheamă canalul, se cheamă Guga și am adaptat-o pe baza asta. Da, și noi am încercat-o, ai făcut-o deja de câteva ori, nu știu, măcar 10 ori, dacă da, nu mai bine, și ne place foarte mult. Și pe lângă asta pregătim și chiflele, nu, de burger, cu, o să le prăjim un pic în, cum se cheamă, în tigaie cu... Le facem aici, cu unt un pic. Cu unt. Și pe lângă asta, ce mai pregătit? Am mai pus roșii. Da, felii de roșii. Cu cașcaval și ce sosuri mai ne punem pe... Și am mai făcut eu ceapă caramelizată. Da. Și puteți să puneți, dacă vreți, nu, maioneză, ketchup și... Nu? Da, exact. Ce după cum vă... Exact. În mod normal mai punem și frunze de salată, dar astăzi nu avem, n-am apucat. Deși e miercuri, n-am apucat să mergem la piață, o să mergem după. Și au mai rămas, oricum, din cantitatea de... Cât tu ai măsurat? Au fost cam 900 de grame, parcă, sau nu? Deci, spre un kilogram de carne tocată. O să iasă și cât? O să iasă, în principiu, cam 6. O să facem 6 hamburgeri. Rețeta lui Seba este o rețetă foarte simplă, care pune decât câteva condimente și ceapă. Pentru că sunt alte rețete de hamburgeri care sunt mult mai complicate și nu asta vrem. Ne vrem, de fapt, să gustăm carnea cu niște condimente și ceapa, de fapt, are ceapă și câteva... Are usturoi, paprika și ce mai da, are? Da, a zis deja. Ce condimente are. Deci nu are foarte multe condimente și tocmai de-aia. Deci este foarte gustoasă și e calitatea carnei ceva contează. Contează și care va ieși în evidență. Oricum, țineți aproape ca să vedeți rezultatul final, dar ce vreau să vă spun este că din 900 de grame de carne o să iasă cam 6 hamburgeri destul de mari. Păi da, poți să-i arăți ca să se vadă. Da, o să-i arătăm, sigur. Da. Să vedem cum rămâne la sfârșit, pentru că să se mai stingă după foc. Ok. Da. Pentru că Isa vrea să mănânce mai puțină carne, ea și-a pregătit aici cuburi de tofu și l-a marinat în soia, mirin și niște ardei iute. Și asta e tot? Și un pic de apă. Și asta e tot și le-ai lăsat cam de dimineață, nu? Deci măcar 4 ore au stat, 5 ore în sosul ăsta, nu? Și tofu a fost congelat, că am auzit că dacă îl congelezi și după aia îl folosești, marinezi, absorbe mai bine zeama și se simte mai mult gustul care... Ok, o să ne spui cum este. Da. Ca de obicei, Aki este în capul mesei și își așteaptă și el hamburgerul. Nu-i așa, Aki?
Aici avem ceapa caramelizată și feliile de roșii, achi și pe lângă cașcavalul pus pe grătar care s-a topit, mai avem o felie de cașcaval extra și aici Seba și-a adus un sos jamaican. Avem și un muștar cumpărat săptămâna trecută de la Atwater și, bineînțeles, ketchup pentru cine dorește. Cosin și-a mai luat aici sosul care l-am cumpărat de la Rigo, de la domnul acela. Exact, cu și trăie de cowboy și aici aveți un sos făcut de... chiar de grătar, de firma care face grătarul, Big Green Egg, Kentucky Bourbon Barbecue Sauce. Poftă bună! Aștept să mulțumim. Ne faceți review tu, da, și cu Seba. Așa arată burgerul meu. Eu nu mi-am pus decât ceapă caramelizată, roșii și cașcaval, fără niciun sos. Și în secțiune. Costin încearcă să muște dintr-o dată. E grozav. Foarte bun. Deosebit. Bravo. Cum a fost, domnul Miții? A fost foarte bun hamburgerul făcut de Seba. Mai pot? Că de-abia vorbește așa, e obosit. Am pus niște sosuri și vezi că... Prima oară ai pus unul mai sosuri, care era cam iute, nu? Păi și da, era te-ai unecat. Același ca asta, numai că mi-a seama că ăsta e nada, că nu are nimic, nu e... Nu pican. E super iute, da. Exact, al altul pican am pus și am luat repede că nu puteam să-l mănânc. De aici apa de sos pican, deci ăsta e... Am pus un pic de sos din asta, am pus un pic de muștar, de... ce știu că e muștarul ăsta, de... Dijon, avec cu... este cu betrave, cum se cheamă, exact, sete roșie. Și a fost foarte bun. Foarte bun amestecul, foarte nu? Bun amestecul. Și mie mi-a plăcut foarte mult. Cred că favoritul meu dintre, cum se spune, ce punem extra, este ceapa caramelizată, care este dulceagă așa și aduce un pic de aromă diferită, și roșiile. Bineînțeles și cașcavalul care se topește. Contează ce cașcaval puneți. Noi am pus un cașcaval extra for, care are o aromă mai puternică. Da. Și a fost foarte, foarte bun. Ție ce ți-a plăcut? Mi-a plăcut toată combinația, cum zis, cașcavalul cu pâinea, cu și cu sosurile care le-am combinat. Deci fiecare dată facem, folosim alte sosuri ca să testăm. Să vedem care ne vedem place. Să vedem exact ce, plus că cumpărăm alte sosuri din când în când și mai le schimbăm. Mie îmi place și cu maioneză, de data asta n-am avut și a fost ok că maioneza e bună iarna, când e, că îngreunează, ca să spun așa, un pic mai mult hamburgerul. Da. Cum vă spuneam, Isa nu a vrut să mănânce astăzi hamburger și ea și-a făcut tofu acela pe grătar, așa arată, crunchy, cum îi place ei, crocant, și și-a mai luat bok choy, de data asta crud și cu un pic de orez, nu? Făcut la mașina de orez. Da. Și astea sunt, în asta a stat la marinat, nu? Și ai pus un pic și peste orez? Da, am pus un pic, dar mai soia puțin, și că văd că s-a terminat, trebuie să mai luăm și sosul de mirin, nu? Care ăsta este dulce. Da. Este din tot pe bază de orez, nu? Cred că da. Ok. Poftă bună. Mersi. A chișat și el masa până la urmă, s-a liniștit. Sperăm că v-a plăcut și această rețetă. Până data viitoare vă spunem la revedere. Ciao! Ciao!